Suntem pe data de 12 iunie 2024. Este ora 9 dimineața. Am o oră de lucru și după ce am cules eu câteva rame, am zis hai să vin la roișori. Să vin la roișori acum să văd care e situația la familiile mari, unul mai slab, unul mai bunicel. Dar am aici roișori care sunt, cum să zic eu, îmi plac mai mult decât familiile mari. Ia să vă arăt un roișor aici. Un roișor, ce roișor? Dita mai roiu? Și-a crescut ăsta. S-a crescut roiul. Da, aici o mască de calitate. Dar ce a crescut ăsta. Frumos. Super. Ce ai făcut, mă, aici, mă? Eu am rame pregătite. Dar la ăsta nu-i dau ramă clădită, îi aduc o foaie. Dar cum adică? Ia uite ce e aici. Ce faceți, mă? Ia, ce de albinuță. Deci ăsta arată mult mai bine decât o familie. El este roi, da? I-am mai dat o foaie data trecută, dacă țin mine, bine minte. Iată, astfel de roișuri îți cresc foițe la data asta. Familiile s-au cam lenevit. Nu mai au chef de construcție. Oho, nu numai că construiește, iată. Deci aici am o beca. Superb, superbă treaba, iată-ți. E o matcă pe 24Y. Superbă treaba. Așa. Păi acum îi dau eu, ce să-i dau? Dau două foițe. Ăștia-mi plac. Cum să nu-ți placă așa ceva aici? Ce frumos. Data trecută i-am dat o foaie. A construit-o. Se vede. Știu că asta e foaia. Ah, dar n-a oat încă în ea. O să o, că n-are de ales. Am înțeles. De construit a construit foarte frumos, dar încă n-a depus o... n-ai depus o... Trebuia să depui o, mă, fetiță aici. Să vedem cum arată și următoarea ramă. Superbă treaba. Oricum nu mai am loc. A trebuit să scot o matcă de aici. Am nevoie să fac o unificare undeva. Și atunci o să scot mătcuța de aici și o duc în altă parte. Că asta va rămâne singură. Iată ce superb. Mă, da, de ce n-ai vrut să-mi pui o în rama nouă, mă? Dacă n-ai vrut să pui o acolo, să-ți dau numai o ramă. Îți dau numai o foaie. Știu că o va construi. Sunt blânde, spuminți. Aici ai depus o ramă ușurită, stâncă, are larve, cum a căpăcește. Am înțeles, ai avut loc aici și n-ai vrut deocamdată să te extinzi. Bun,
Deci un roi superb. Acum nu mai fac mare lucru decât îi aduc încă o foaie. Una îi aduc, încă n-au oat în cealaltă. N-a vrut să depună ouă. Foaia asta n-a. Dar o să depună, încă se mulțește albina. N-are de ales. Așa. Și aici o să-i mai aduc eu o foaie. Doar ăștia construiesc acum, alții n-am mai văzut să construiască, dar ei construiesc. Chiar dacă n-a depus ouă acolo, probabil o să depună. Așa. Foarte, foarte frumos. Un roi ce îți dă speranțe că va intra în iarnă fără nicio problemă. Așa. Deci acesta sper că va intra în iarnă fără nicio problemă. Bun, aici aduc cam 3 ml de formic. Îi dăm 3 ml de formic. Așa. Suficient. Frumos. Frumos, frumos. Ce bine ar fi să fie toți așa, dar mai sunt și alte tipuri. Ăsta e un roi prins bine, zic eu. Așa, și să vă arăt și roiul prins mai târziu, adică matca s-a împerecheat mai târziu, i-a mărât, nici nu mai e. Ia să văd ce s-a întâmplat aici. Să iau caietul. Luăm caietul și dacă acum arată el, 22B, cu acea problemă s-au mai depopulat, au mai tot felul de probleme. 22. Ultima dată ci că era în regulă, depunea ouă, dar nu știu ce s-a întâmplat aici. După cea otrăvire masivă, unele colonii au clacat cu totul și mi se pare că și aici este o situație asemănătoare. Nici albină, nici nimic. N-a mai rămas nimic. Bun, acum iată, n-a mai rămas nici albine, nimic numai aici. A dispărut complet. Dacă nu mai e nimic, nu mai e nimic. Iată. Am înțeles. S-ar putea să fi dispărut complet. Și ce fac în acest caz? Aici probabil n-a avut matcă. Probabil
Așa că îl desfințez, închidem și ne-a scăpat de o grijă. Putem să dezvoltăm liniștit roiul din partea dreaptă. Aici nu mai avem nimic. Bun. Cam asta este. Unii s-au reușit, alții au dispărut, ca prin minune. Merg mai departe și verific alți roișori. Aici mă bucur că totuși este o matcă ideală. Cam atâta, iată, și cu roișorii. Până data viitoare, numai bine!